Dacă ai pretenția să fii un bun angajat în turism, trebuie să înveți să îți tratezi profesia și clienții cu respect. Un angajat în turism trebuie să știe să zâmbească și să fie primitor. Aceste calități pot fi dobândite acum și pe fonduri europene. Asociația de dezvoltare în afaceri, în parteneriat cu filiala Antrec Mehedinți, fac posibilă această instruire pe fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane. Am avut două grupuri, deci un grup pentru perfecționarea cadrelor care lucrează în turismul rural, pe care l-am încheiat cu succes, iar acum vom începe cursurile de calificare pentru patru meserii: ospătar, bucătar, cameriste și administrator de pensiune. Omul vrea, într-adevăr, să știe și ce mănâncă și în ce pat doarme și calificarea personalului este extrem de importantă în acest domeniu. Universitatea din Craiova, prin Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, s-a alăturat demersului de instruire a angajaților care lucrează în turismul rural. Resursa umană, părerea mea că întotdeauna își va aduce acel aport semnificativ în creșterea actului turistic. De ce? Pentru că niciodată nu cred că există un om care vrea să presteze un act turistic, să fie încântat de un om care îl servește sau care îl primește la recepție fără o bună calificare, fără acel zâmbet pe care eu întotdeauna învăț studenții că trebuie să-l aibă. Și de ce? Pe principiul: turistul este stăpânul nostru. Turismul rural a început să se dezvolte în Mehedinți în ultimii 4 ani. În această perioadă au apărut primele agropensiuni turistice în zona de nord a județului. De asemenea, turismul rural se mai practică și în zona Clisurii Dunării.